Pentru medic adevărat, medicina este obsedantă, este dominantă, îți fură o viață. Acestea sunt vorbele unui mare medic ieșean, Victor Tahu. Vă invit să urmărim confesiunile unui profesionist desăvârșit. Salut, sunt Dragoș și sunt voluntar în proiectul My Story. Eu cred următorul lucru, că medicina, în largă măsură, s-a comercializat și este foarte rău. Relațiile între bolnav și între medic trebuie să fie pe picior de egalitate. Ori bolnavul și cu medicul nu sunt pe picior de egalitate. Eu dacă vreau să cumpăr lucrul ăsta, îl cumpăr sau nu-l cumpăr. Dacă dumneata vrei să-mi vizi la asta, îmi convin la preț, nu. Eu îmi păstrez banii, dumneata bun. Pe când dacă tratez asemenea relațiile între medic și pacient, nu sunt pe platouri egale. Unul este puternic, supra-deliberat, medicul. Deci el poate condiționa totul. Și odată am făcut un experiment. Avem internat o profesoară, o intelectuală, și am spus, doamna profesoară, iertați-mă, vă rog, dar vreau să vă cer sinceritatea absolută. Era o femeie inteligentă. Întrebarea e dură, să știți. Admiteți cazul că unul din fetițele dumneavoastră are o boală foarte gravă. Medicul vă spune, doamnă, eu vă pot salva acest copil cu o singură condiție, ca dumneavoastră să fiți foarte drăguțe față de mine. Ce faceți dumneavoastră în asemenea situație? Doamna stat s-a înroșit, a intrat problem în temă real și revoltată, dar copilul meu, domnule, până la urmă fac totul pentru copilul meu. Deci, iată, până unde merge, nu numai la bani, până unde poate merge presiunea unui medic. Deci este în inegalitate între cele două părți care sunt în discuție. Balanțele sunt deregulate. De aceea, eu socot următorul lucru. Această modalitate, nu așa, de a practica medicina, este o nedreptate. La un moment dat aveam impresia că realmente sunt un medic care mi-am făcut plinul, adică sunt un medic format. Dar observam, după un an, că ceva mai bine acum sunt. Deci, impresia mea de anul trecut, că eu sunt un om format, era falsă. Pentru că acum am impresia, anul acesta, că am adăugat ceva, deci nu eram total, că am adăugat ceva. Ca în anul următor să observ din nou același lucru. Și la un moment dat, contrariat de acest lucru, de că mă apropiam de vârsta de 37-38 de ani, îl întreb pe profesor, domnule profesor, și spun, uitați-vă, sunt în următoarea îmi pun următoarea întrebare. Și i-am povestit senzația pe care o am de om medic format total, așa, care e falsă, că următorul an mi-este infirmată
situație sau convingerea mea anterioară. Când ați ajuns dumneavoastră, sunteți un om realmente format, medic format. Și profesorul îmi spune, cam pe la 60 de ani. Prin urmare, formarea unui medic este o treabă care începe în studenții, dar nu se termină până când te retragi la pensie. Mereu, mereu adaugi ceva, dacă vrei să adaugi. Că a adăugat ceva, acest adaus nu vine printr-o experiență pasivă. Când tu intervii activ și înțelegi din tot ce parcurgi câte o învățătură, nu așa? Atunci adaugi ceva. Altcumva, un medic care are convingerea că el e total format la vârsta de 40 de ani, este un medic care nu s-a autoexaminat. Acest lucru m-a făcut pe mine ca să fiu dominat de căutarea mereu, mereu a necunoscutului. A necunoscutului în diferitele cazuri cu care m-am confruntat. Și eu m-am confruntat cu aceste cazuri ca cu o întrecere sportivă. Cine pe cine învinge? Necunoscutul sau eu? Nu așa. Și credeți-mă că atunci când eu câștigam, aveam satisfacția câștigătorului întrecerii acestei între... Da. Această întrecere însă, mereu, mereu, pentru că ce? Pentru că provocările le-am avut toată viața. Din momentul în care am început să conduc o clinică independent, aceste provocări au fost zilnice. Pentru că la o clinică de 120 de paturi, nu există să nu ai 4-5 cazuri care să spună probleme și să te provoace. Iată, descurcă-mă, așa, încearcă să mă înțelegi. Ei bine, așa, deci mereu, mereu avem câte o problemă de lămurit. Problema de lămurit este grea. Dar ce se întâmplă? Este obsedantă. Obsedantă. Ai un bolnav în clinică, nu ești lămurit asupra cazului, ai bănuieli, dar vrei să pătrunzi în adevărul, să găsești adevărul. Nu așa. Acest lucru face ca să nu vezi că e zi frumoasă, unde ce faci, ce mănânci, ce auzi din jur, nu așa. Este obsedantă treaba aceasta. De aceea, eu mărturisesc, eu știu și eu, dar îndrăznesc să o spun. Eu n-am văzut frumusețea, n-am înțeles frumusețea peisajului care mi se deschide de pe terasa casei mele, în spate, în spatele meu către dealul din față, nu așa, decât după ce m-am pensionat, când n-am mai avut aceste provocări de fiecare clipă. De ce eu spun următorul lucru? Pentru un medic adevărat, nu așa, care este supus mereu acestor provocări, medicina este obsedantă, este dominantă, îți fură o viață.